Vreau să vă spun câte ceva despre misiune. Seara asta am dedicat-o să fie o seară de misiune, să vorbim despre misiune, dar nu doar despre misiune din punct de vedere la ceea ce am făcut, că asta e bun făcut, e în sertarul lui Dumnezeu, dar despre misiune cu privire la ceea ce trebuie să facem. Ceea ce vom face depinde de felul în care noi gândim despre misiune. Trec ani și la mine, ca și la dumneavoastră, se acumulează experiențe, înțelegem mai bine fenomenele vieții, prin harul Domnului chiar înțelegem mai bine și unele lucruri spirituale pe care nu le-am înțeles așa de bine. Și un lucru pe care vreau să-l afirm înainte să înșir câteva cuvinte, este faptul că noi ne raportăm la Dumnezeu în funcție de felul în care noi, în mintea noastră, îl avem pe Dumnezeu. Cei care au în mintea lor un Dumnezeu care te pricopsește după ce te pocăiești, teologia prosperității, oamenii aceștia îl văd pe Dumnezeu dator, după ce i-a mântuit, să le și dea una peste alta. Cam așa, astea sunt așteptările lor. Felul în care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu creionează în mintea noastră o imagine a lui Dumnezeu. Dar există și posibilitatea să-l vedem pe Dumnezeu ca un foc mistuitor, drept și deopotrivă, ca o mamă iubitoare plină de dragoste. Și în funcție de situație, aceste două atribute majore ale caracterului lui Dumnezeu îl creionează pe Dumnezeu în mintea noastră ca pe creatorul cerului și al pământului. În situația aceasta stăm în fața ființei care a creat toate lucrurile, noi o mână de țărână, care pentru câteva clipe suntem în viață pe pământ. În situația asta ne simțim așa de mici și el așa de mare și în sufletul nostru se dezvoltă respect, se dezvoltă evlavie și în situația asta, când venim în casa Domnului, ne aducem aminte că noi suntem niște oameni imperfecți, ne e rușine de imperfecțiunea noastră. Fiul lui a murit ca noi să nu mai fim păcătoși. Duhul Sfânt a venit ca să ne conducă în adevăr și totuși noi rămânem niște ființe imperfecte. Greșim, uneori păcătuim. E adevărat că momentele astea de alunecare sunt urmate de căință, de regret, de dorința de a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Această perspectivă a lui Dumnezeu este una absolut biblică, teologică, corectă și în felul acesta înțelegem că noi nu suntem deopotrivă cu Dumnezeu, noi nu glumim când venim înaintea Domnului și noi tratăm cu maximă responsabilitate relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că El nu e un om trecător ca noi, El nu e făcut din țărână, El nu are dureri și limite ca noi, El nu uită, El nu-și notează ce urmează să spună. El e o ființă imposibil de înțeles, pentru că e infinită, e eternă. Depinde cum e Dumnezeu în mintea dumitale. Pentru că exact în felul acela te vei raporta la el. Dacă te întâlnești cu un polițist, te raportezi la un polițist. Dacă te întâlnești cu un parlamentar, te raportezi la un parlamentar. Dacă te întâlnești cu un nepoțel, te raportezi ca un nepoțel. Dacă te întâlnești cu un prieten, te raportezi ca la un prieten. Iată dar cum noi suntem flexibili, fluizi în felul în care ne raportăm, în funcție de cu cine ne întâlnim. Cum e Dumnezeu din mintea noastră? Așa e reacția noastră la acest Dumnezeu. Biblia ne spune atunci când călcăm în casa Domnului să ne păzim piciorul. Asta este un fel de atenționare, de avertisment. Oameni buni, când intrați aici, aveți grijă că nu cu mine aveți dumneavoastră de-a face. Ar fi simplu că eu sunt ca dumneavoastră. Noi toți avem de-a face cu un Dumnezeu care este etern. E făcut din slavă, e atât de mare încât nu are nici început, nici sfârșit. Nu înțeleg cum vine asta, știu că nu are și cred că nu are și mi-ajunge. Lucrurile care nu mi le explic logic, le accept prin credință și e așa de simplu pentru mine. De aceea vă încurajez, cultivați în viețile dumneavoastră, în casele dumneavoastră și în adunare acest Dumnezeu care este infinit. Și noi, ca o reacție, trebuie să ne temem de Domnul, trebuie să ne măsurăm cuvintele, trebuie să fim consacrați și trebuie să ne cheltuim resursele pentru onoarea Lui. Ascultați-mă, nu mai stăm mult aici. Ascultați-mă, nu mai stăm mult aici. Inclusiv pentru cei tineri care mai au 50, 60, 70 de ani în față. Știți cât este 60 de ani? Eu știu că am împlinit alaltei. Este aproape cât o zi sau două. Așa de repede trec.
Gândindu-ne la misiune, una dintre întrebările care dor este: de ce scade apetitul pentru misiune și de ce este nevoie să insistăm așa de mult față de niște oameni care, la fel ca noi, sunt copiii Domnului, la fel ca noi, îl cunosc pe Dumnezeu? Gândiți-vă, vă rog frumos, la următoarele explicații. Există posibilitatea ca oamenii să nu-L înțeleagă pe Dumnezeu. Există posibilitatea ca să nu fi înțeles învățătura pe care a lăsat-o Domnul Iisus și apostolii. Există posibilitatea să aibă în minte părerea că e prea mult, e prea cheltuitor, e prea incomod, e prea complicat. Noi nu am spus despre anumite incidente pe care le-am avut în călătorie. Au fost persoane care au avut probleme de sănătate. Au fost tot felul de încercări, de dificultăți, pe care cu o grămadă de oameni după noi a trebuit să le gestionăm. Când te duci cu familia 1, 2, 3 oameni, e destul de simplu. Dar când te duci cu așa de mulți oameni după tine, e puțin mai complicat și uneori atâtea călătorii, de 3 ori pe zi să mănânci, să dormi, de fiecare dată într-un alt loc, schimb păstorul, schimb locurile, schimb sala, apar tot felul de dificultăți și cineva s-ar putea să spună: Doamne, e prea greu pentru mine, eu nu vreau să mă implic în ceva așa de complicat. Dar n-a fost mai complicat în ce s-a implicat Domnul Iisus și apostolii? Dacă noi nu ne implicăm, cine se va implica? Dacă Duhul Sfânt care e în noi și cuvântul nu are forța să ne convingă și să ne motiveze, întreb, este într-adevăr în noi? Sau sunt persoane care au avut insucces în încercarea de a face evangelizare și au căpătat așa un fel de teamă datorită experienței de insucces și au spus: eu nu mai am curaj pentru că am încercat să fac clătite și nu mi-a ieșit, am mai încercat odată și nu mi-a ieșit, îmi dau seama că nu mă pricep și îmi văd de treabă. Lucrarea asta noi nu o facem cu posibilitățile noastre, noi nu suntem specialiști. Vreți să credeți că transpirăm în timp ce cântăm sau predicăm? Vreți să credem că avem emoții în când ne tremură mâinile? Noi facem o lucrare unde nu vorbim despre casele noastre sau de copiii noștri. În fața noastră sunt niște oameni care uneori sunt mai culți, mai educați, mai pregătiți decât noi, mai în vârstă, mai cu mai multe experiențe. Și noi venim, îi adunăm acolo mii de oameni și încercăm să le spunem ceva. Cine suntem noi să-i ținem pe oamenii ăștia atenți? Noi suntem actori, noi suntem oameni de știință, suntem niște oameni foarte simpli. Nu mergem în puterea noastră, mergem în puterea Domnului și credința pe care o avem ne dă curajul să sperăm că Dumnezeu se va ține de cuvânt și va onora faptul că a promis că o să fie cu noi și e cu noi. În credința asta avem speranță, nu mergem în puterea noastră. Noi nu suntem mai deștepți decât dumneavoastră. Sau, din anumite motive ești indisponibil și spui: uite, eu am serviciu, eu am casă, eu am copii. Dumneavoastră știți că indisponibilitatea sau disponibilitatea sunt chestiuni care în mare măsură atârnă de noi, de motivația noastră, de ce vrem să facem cu viața, cu timpul pe care îl avem. Timpul e una dintre cele mai mari resurse. Un mare înțelept, când a fost întrebat care crezi tu că e cea mai mare greșeală a oamenilor, a răspuns: cea mai mare greșeală a oamenilor este că ei cred că au timp. Pentru ce? Pentru orice. Asta e una dintre marile greșeli pe care oamenii le au. Cred că va mai fi un mâine. S-ar putea să fie, dar s-ar putea să nu mai fie. Într-o zi nu va mai fi. Noi nu suntem veșnici, dumneavoastră știți bine asta. Sau evită să se implice și să se sacrifice pentru că nu a făcut lucrul ăsta, nu are experiența asta, de unde vine n-a fost o astfel de biserică și s-a obișnuit cu un stil de viață spirituală în care vine la biserică, se închină și pleacă acasă. Îi se pare că e prea mult să facă lucrul ăsta. Sau are o perioadă scurtă de disponibilitate și preferă să meargă în vacanță, preferă să petreacă cu familia, preferă să-și vadă bunicii sau membrii ai familiei extinse, sau nu are o viziune de evangelizare, pur și simplu nu crede în treaba asta. Sau umplerea cu Duhul Sfânt care dinamizează inima unui om, care mișcă, pur și simplu fierbe în interior, nu există. E un om cu păcatele iertate, e un om născut din nou,
dar nu e suficient de matur. Mă uit la nepoții mei care cresc sau dumneavoastră vă uitați la copiii dumneavoastră, la nepoții dumneavoastră și vedeți că sub ochii noștri încep să se coacă. Încep să gândească mai profund. De ce? Pentru că devin adulți. Dar e nevoie de timp și de investiție în ei. Sfaturi peste sfaturi, sfaturi peste sfaturi, mustrări peste mustrări. În viața spirituală este absolut la fel. Sau oamenii spun, eu sunt un om modest din punct de vedere financiar și nu găsesc așa de ușor fondurile necesare. Îmi trebuie 3-4 mii de dolari ca să merg până în România, îmi plătesc avionul, mai vizitez niște rude, nu mă duce cu mâna în buzunar, duc și eu o măceașă, o smochină, o ceva. Mai ales când vin din America, oamenii se așteaptă să... Există un stereotip, există o mentalitate. Dacă vii din America, trebuie să ai posibilități și trebuie să ai multe geamantane. Și când te duci la rude, trebuie să duci ceva. Și oamenii spun, se adună toți banii ăștia și după ce că nu câștig plecând, mai și cheltui. S-ar putea ca mulți oameni să gândească în felul acesta. Sau să vorbesc în încheiere despre câteva argumente spirituale. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos spunea că în vremurile din urmă, dragostea nu a celor mai puțini. Nu să puteți să credeți treaba asta? A celor mai mulți. Se va răci. Ce se întâmplă când dragostea unui soț se răcește față de soția lui? Nu să știți ce se întâmplă. Lucrurile nu mai merg, ceartă după ceartă, el nu mai are niciun chef, nu mai împacă, nu mai bagă în seamă, spune, a, fii sănătoasă, stai acolo și stai supărată cât vrei. De ce? Nu mai are nimic aici. Se poartă ca un vânzător de pâine, ca un om care stă în spatele la o tarabă de unde se duce beata femeie să-și cumpere mâncare. Nu mai are dragoste. Ei, când dragostea celor mai mulți se răcesc, acești cei mai mulți nu mai simt nimic să facă pentru Dumnezeu. Ei sunt oameni credincioși în felul lor, dar nu înțeleg urgența de a mai face ceva pentru Dumnezeu. Nu știu dacă dumneavoastră citiți, vă documentați, vă uitați la cum merge lumea, dar să știți că sunt mari sportivi sau mari oameni de știință care sunt extrem de persecutați pentru că vorbesc despre Iisus. Sunt foarte mulți fotbaliști care au fost dați afară de la marile echipe pentru că au pronunțat numele lui Iisus. Sunt tot felul de sportivi care au fost scoși din campionate, din jocuri, din sport, pentru că au îndrăznit să vorbească public despre Dumnezeu. Astăzi, toate platformele de socializare nu-ți mai permit să vorbești despre Dumnezeu. Am vrut să facem o reclamă când am mers în România, unde să se vorbească despre, să fie o publicitate la radio, ca să audă oamenii, că degeaba te duci acolo dacă vin 3 oameni, în loc de 3 oameni, de ce să nu vină 3.000? Și știți ce ne-a spus când am trimis textul? Ne pare rău, dar noi nu putem să folosim mesajul acesta. Noi putem să spunem că voi veniți așa să... Trebuie să se încadreze într-o politică a vremii. Adică, practic, spunea că noi am mers așa, să ținem niște discursuri pe acolo. Să nu se spună că este religios. Dar atunci de ce mergem? Și pur și simplu am renunțat. Dragii mei, când se răcește dragostea, nu mai urmează nimic. Ei, toate aceste lucruri vorbesc despre faptul că avem multe piedici să răspundem invitației Domnului și trimiterii Lui. Avem multe piedici. Piedicile astea trebuie să le biruim. Orice facem la nivelul excelenței costă și este greu, pentru că ieșim din obișnuit. Vă chem în seara asta să vă gândiți, o seară pe care am dedicat-o ideii de misiune, să vă gândiți că Dumnezeu se așteaptă de la absolut fiecare dintre noi să ne implicăm cu ceva. Dacă nu ai altceva, roagă-te și postește, dar fă lucrul ăsta într-un mod consacrat, nu așa când îți aduce aminte. Dacă ai posibilități financiare, donează 100, donează 1000, donează cât ai. Dumnezeu știe cât ai. Noi nu avem dreptul să te cântărim pe dumneata, că nu ne ești dator nouă cu nimic. Numai cât vrei din dragoste. Dacă poți să mergi, te rog, pune-te pe listă. Dacă Dumnezeu ne ține în viață, vrem să mergem. Pentru că așa cum muncim pentru casele noastre, încercăm să ne plătim datoriile, încercăm să mai facem un addition, încercăm să mai trimitem un copil la școală, încercăm să ne mai cumpărăm ceva, ei tot la fel trebuie să facem pentru Dumnezeu.
Singura instituție din lumea asta care este preocupată de ce a spus Iisus cu 2000 de ani în urmă este biserica. Iar noi suntem o biserică locală din Marea Biserică Mondială a lui Dumnezeu din generația noastră. Vă rog, lăsați ca această povară să se așeze și pe sufletul dumneavoastră, să se așeze și pe inima dumneavoastră și purtați povara asta care o să vă dea neliniște, în sensul că vă simțiți îndatorați lui Dumnezeu. Și veți spune, trebuie să mă duc și eu, trebuie să mă rog și eu, trebuie să donez și eu, trebuie să particip și eu. Aceasta este manifestarea poverii pe care Hristos a luat-o de pe umerii lui Petru, Martin Luther, bunicii noștri și a pus-o pe umerii generației noastre. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, timpul nostru s-a încheiat. O să încheiem cu rugăciunea.